Mergem la urmă la el like IT. Da, facem pregătiri de weekend cu cele mai noi și interesante jocuri. Bacara, bună dimineața, Maria! Bună dimineața! Păi, dar nu mă bune. bună, așa, lui lui de la grașa. prima oră, după, după știri direct. Ce vorbești? Da. Da. Asta nu la direct cu Tucciu, eventual, cap. dacă ne și mișcăm în timp ce ne jucăm... Da! da. da. E, uite aici, nu știu ce să zic, dar cu altă ocazie, promit că am și așa ceva, am un, de fapt, este un sistem de gamificare pentru atunci când faci mișcare, Uh, l, l am pregătit, nu am iată, găsit contextul hai, Dar acum, uh, uite, face mișcare cu creierul Am uh, un nice. joc care doar ce a fost lansat de curând Se numește Big, uh, Big Brain Academy Brain uh, vs. Brain Și este un joc destul de cunoscut în universul Nintendo Și acum, iată, avem uh, cea mai nouă iterație aici pe această mică uh, tabletă Și, practic, ce face acest joc este uh, Te ajută să te, să te dezvolți Hai să ne jucăm un pic să vedem aici. Avem mai multe exerciții pe mai multe uh, de identificare, de, uh, pentru memorie, pentru analiză, calcule rapide și pentru uh, vizualizare. Hai să vedem aici această variantă. Get in shape, shadow shift. Hai să vedem. Ce trebuie să facem uh, este să reacționăm rapid și să răspundem rapid la aceste uh, probleme pe care tableta ni le arată. Hai să vedem care este forma. Așa. Trebuie să găsim formele care face acea umbră de acolo. Ar fi odată. Nu. Asta. Asta. Și asta. Și trebuie să faci toate aceste uh, să rezolve aceste probleme foarte rapid, pentru că primești un punctaj uh, mai mare. Cred că ar fi asta. Nu. Asta. Cu. Asta. Așa. Asta. Perfect. Aha. Și devine din ce în ce mai complicat. Și uh, faza interesantă la acest uh, Big Brain Academy e că de acum poate fi jucat în doi, adică practic tableta se împarte în două și, de exemplu, dacă joacă uh, un părinte cu copilul, fiecare va primi evident exercițiul de nivelul vârstei lui. Așadar, Big Brain Academy, uh, Brain vs. Brain, disponibil pe Nintendo uh, Switch și cred că în curând în variante similare și pe telefoanele mobile. Uh, pe alte console, pe Xbox avem în această uh, săptămână. S-a sat Halo Infinite, am aici uh, o imagine drăguță pe ecran și o să vorbim mai în detaliu despre acest joc, pentru că l-am și jucat în ediția ELEC like de mâine dimineață. Dar hai să trecem acum la jocurile de pe telefonul uh, mobil, căci avem câteva jocuri foarte interesante. Uh, pentru unul dintre ele am creat așa și o mică dependență, se numește Royal Match și dacă mai țineți minte Candy Crush, Uh, cred că este jocul care uh, reușește să se apropie cel mai mult de Candy uh, Crush Saga. Hai să jucăm și un nivel. Eu am ajuns la nivelul uh, 89, dacă țin bine minte, și la fel trebuie să aducem culorile unele lângă celelalte pentru maximum de uh, punctaj. Aici trebuie să spargă acel uh, acea zonă galbenă și să, și să distrug și uh, vegetația de aici cum, împreună cu acele cutii și la fel putem să facem uh, diverse combo-uri dacă reușim să aducem patru culori de aceeași fel una lângă cealaltă uh, primește o rachetă, uite aici uh, niște dinamită. E foarte bine făcut acest joc și în, îl pot juca destul de mult fără să uh, simți, în, să primești reclame sau să simți să, uh, nevoia să, să bagi bani în el. E un joc în care, care m-am simțit uh, uh, foarte bine. Hai să mai vedem. Farmville. Avem un nou episod din seria Farmville. De data aceasta, Farmville 3 se numește. Și pe acesta l-am jucat o perioadă. Este la fel gratuit, dar dacă vrei să avansezi rapid în joc, trebuie să baci niște bănuți. Nu o recomand. Este foarte bine așa cum este el implementat acum. Uitam și un, un pic de pământ aici, dar trebuie să fac upgrade la... La, frân, la, la, fermă, uite, am și niște animale și niște găini. E un joc în, în, pe care, îl, practic, îl joci în, în câteva săptămâni sau luni. Nu, nu poți să stai mai mult de 10 minute în el, că nu prea ai ce să faci. Ce pur și simplu, cu timpul, îți tot îmbunătățești pe aici. Ferma, și așa mai departe uh, mai am un joc foarte drăguț un puzzle care se numește tu doți și este un uh, joc destul de vechi dar care a fost îmbunătățit uh, constant practic în acest joc trebuie să unim aceste buline de aceeași culoare trăgând o linie printre uh, ele și telefonul vibrează foarte drăguț de fiecare dată când completezi uh, cât un nivel. Este un joc iarăși uh, în care nu o să primești uh, reclame. Am greșit acolo. Și coloana sonoră este una uh, foarte bună pentru cei care toate aceste uh, jocuri se găsesc și pe Android și pe, Apple, uh, și pe uh, dispozitivele Apple dar un joc care este disponibil doar pe Apple este odmar. Uh, și poate fi descărcat prin platforma Apple Arcade dacă plătiți acel abonament de 25 de lei pe lună Odmar uh, este un joc foarte bine uh, făcut și care arată foarte bine dar despre el o să mai vorbesc evident și la ora 10 așadar mulțumesc tare mult pentru uh, pentru răbdare și bafta la joacă